Miercuri 30 iulie 2024 mă aflu în localitatea Bănești din județul Suceava, în crescătoria unui tânăr și pasionat columbofil, printre altele și mare maratonist, așa cu rezultate bune și promisătoare, să zic, nu? Domnul Alin Vizitiu, care salut, te salut, Aline, ce faci? Salutare, ce să fac? Mă așteptam. Ne bucurăm că am venit pe aici, să știi că pe drum Cezar mi-a vorbit foarte frumos de tine și ca om și ca columbofil. Nu-ți mai zic de crescătorie, pe care, într-adevăr, trebuie să remarc că să o aplaud, pentru că e una cu toate facilitățile. Cred că ai băgat ceva bănuți în ea, nu te întreb cât. Au intrat, nu? Și pasiune. Ca orice place. Da, dar la tine pasiunea e dusă, cum să zic, din punctul ăsta de vedere, e dusă la extrem, adică ai băgat bani serioși. Da, da, când îți place ceva, când îți place nu ceva. La bani. Așa. Aici stai de plăcere, știi cum e, aproape ca în casă. Aranjat, uite și de... aerisire în tavan și da, lumină, tot ce trebuie, da. Hai, sunt porumbei masculii tăi din lotul de zbor, da? Da, masculii, da. Care ți-au mai rămas acum la acest moment? Da, după două maratoane. După două maratoane și am înțeles că ți-ai sacrificat deja vreo 10 din ei. Da. Personal, le-ai... Da, personal, care vineau întârziat. Da, nu-ți place. Da, și s-au accidentat, am avut accidentat tot așa, până vreo 10 picioare rupte, de la luat serni, garduri. Am mai dat la prieteni. Foarte frumos, arată foarte bine, se vede. Bilei s-au mai și pierdut și cam astea au rămas. S-au mai și pierdut. Porumbei care trag. Ai avut în decursul anilor, am înțeles că ai avut niște rezultate frumoase, este? Da, 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 locul masculul ăla. Care? Este da? Locul nou național, loc 4 județean. La ce categorie? La maraton. La maraton, nu? Maraton XT. Maturi. Tineret. Tineret, da? Tineret. Frumos ăla. Masculul. Negru ăsta are două intrări la maratoane de seară, la primul maraton la 10:29 și la doilea maraton la Madonna la ora 10. Da? Da. Acum sperăm să facă asta. Trag speranțe la el. Îl bagi la Birzai săptămâna viitoare, nu? Da, la Birzai, da. Toți vor merge la Birzai de aici. Toți? Toți, toți. Oh, cât sunt aici? Cât se mai rămas? 11 masculi. 11 bucăți, super. Da, toți vor merge la... Super. Masculul ăla va merge de Velema, va merge la Berlin. Aha. La etapa din Berlin. Câți ani are porumbel matur? 2 ani. Are experiență? A mai zburat, nu? Și anul trecut? N-a mai zburat Berlin, a zburat maratoanele astea la alte, a zburat. Podi, Madonna, Birzai, a mai zburat. Da. Trag speranțe la masculul ăsta. Ăsta de jos? Da. Masculul ăsta care cântă pe aici? Da. Da, e Vantuil cu Velder. Aha. Masculul. Sunt frumos. Trag speranțe. La etapele grele, trage. Trage, nu? Trage. Îl simți tu, nu? Da, da. Super. Etapele grele de azi. Masculul ăsta tânăr, bălțatul, da? Bălțatul e din femeia la care am ținut-o un an jumătate la matcă închise. Am scos-o înapoi, mai s-au făcut azi fond. Și ai scos-o de la matcă și ai început să zbori, a? Jumătate am zburat-o anul ăsta și are două maratoane clasate. Ai văzut? După un an de pauză. După un an jumătate de pauză. Și ăsta e fiul din ea. Are clasat codere. Super. O mine și-a accidentat de două ori, o dată în gheradiul și o dată era, nu știu, doar într-o sermă și s-a umplat la pe. Mm-hmm. Cu recuperarea la ei, cum stai? Ești ok? Ce produse le dai? Le dai la întoarcere? Da, le dau la întoarcere, folosesc un ceai de din patru feluri, miere de albin. Le dai și miere de albin, da. Lămâie, mai pun biotix, aminoforte. Da. Deci alterne și produsele normale și cu astea naturiste. Da, prima dată, ca să-i recuperez după porumbei. Da. Nu le trebuie mult, dacă la început le faci recuperarea cum trebuie de la început, nu le trebuie mult. Da, da, așa e, da. Da, îi angajezi la concursuri dacă nu-i simți în formă maximă? Tot. Tot merge, nu? Cum se recuperează, nu trebuie. Nu îți place să rămână acasă nimic, nu? Nu spui problema cum se recuperează. Nu se pune problema, nu? Dacă văd că nu se recuperează și nu-i din ce trebuie, le elimini. Da. Nu. Cât timp îți permis să stai zilnic între ei acum în perioada concursurilor? 2-3 ore cam. 2-3 ore, nu? 2-3 ore. Dimineața o oră, seara, poate mai mult seara. Îi antrenezi dimineața, le dai drum? Am antrenat înainte de primul maraton, am antrenat și dimineața. La al doilea maraton nu am mai reușit și a fost ok. Seara mai antrenez, seara. În jurul crescătorii și așa pe săptămână de câte ori îi duci în afară? Pe săptămână vă 3 antrenamente. Cam trei antrenamente. Deci îi ții totuși în... Da. Aseară au zburat femeile 60 minute, masculii 60. Da. În seara asta vor merge la un antrenament. Bravo. Da, trebuie să-i țin priză, Aline, că dacă nu...
Super. Dar ce vreau să te întreb? Porumbei tăi nu se găinățează, că nu prea văd pe aici găinăți, uite. Ba da, se mai găinățează din când în când. Sau ai ceva, un sistem din asta cu bandă? Nu. N-ai încă, nu? Nu există. Dar urmează, am înțeles, nu? Urmează, viitor, urmează. Pasiunea, păi, nu prea vă găinați pe aici, ori le-ai făcut... Am făcut un pic. Ai făcut puțin, dar oricum e bine să știi. E puțin. Da. Nu e... Îmi place să fii curățenii la ei. Frumos, așa e. Și să nu fii prea mulți, că dacă s-a aglomerat, să îmbolnăvesc. Da, aici e spațiu din belșug la tine, într-adevăr, ai tot ce trebuie, și voliere exterioară și perete de... Când erau mai mulți, parcă nu-mi plăceau cum arăta. Nu, a? Parcă... Nu, dar după penaj arată bine acum, se vede că sunt întreținut ca lumea. De câte ori pe săptămână le faci baia, Alin? Le pun o dată pe săptămână. O dată? Când? Da. Cam în ce zi? Eu când e ziua îmbarcării, în ziua îmbarcării. Chiar în ziua îmbarcării, da, nu? Da. Când vin porumbei, la mine nu fac baie, să spun drept. Mulți spune că faci. La mine nu fac când vin porumbei, când vin la concurs facă. Unii le fac la 2, 3, 4 zile, depinde, da, până la mijlocul săptămânii sau... Deci le fac înainte de etapă, că porumbei se liniștesc. Porumbei. Ca și talii, cum îți plac păsările să fie? Spre mijlocie, dar în partii porumbei mai... Păi am văzut că ai unii mascul pe aici care nu prea... Adică, la, bine. La reproducție nu-s așa porumbei, nu știu ce. Ăsta, masculul ăsta, vreau să-l bag, nu-mi plăcea negru ăla, că e un pic mare, sternos, nu-mi plăcea așa. Eu vreau să-l angajez la etapa de Hamburg. Și când am văzut la code, mi-a venit la 10.29, zic, gata, nu mai merge. Da. El țieși, la Madonna iarăși o venit bine. Acum sper să fac asta. Se face, spune-mi. Masculul, dacă face la locul nou național, dacă a dat Dumnezeu să facă birzaiul, face palmares normă, 2 ani. Și poate... Bravo, sperăm, în continuare, sperăm. E un început bun. Pentru că am înțeles că tu nu zbor porumbei decât de 3 ani, nu? Iei, nu? Da, da, am porumbei de mic copil, dar... Te-ai apucat serios de ea. Da, zbura din 2021. Am început să-i zbor. Și sunt pe drumul cel bun, eu zic. Ai prieteni columbofil, pentru că aici la voi, la club, ești, da, la Burdujen, da, nu? Da, la Burdujen. Înțeles că sunt peste 100 de membri în cadrul clubului și cu siguranță ți-ai făcut și prieteni tineri. Da. Nu? Da, cu care mai faci un schimb de informații. Mai facem, mai schimbăm informații. Da. Și ești un băiat cu suflet mare, pentru că ai mulți prieteni și toți care vin nu pleacă cu una goală, nu? Și dacă dau ceva, nu-mi place să dau din care nu merge și nu știu dau din cel mai bun, dau. Da. Ca să meargă, să duc treabă mai departe. Să te reprezinte, nu? Da. Super, frumos. Chiar am mai dat niște puiuți la cineva. Păi știu, sper, am auzit că ești... Sper pe viitor, sper să... Ar trebui să și încep să primești acum, că da, știi cum e. I-am spus, bă, nu vreau nimic, nu vreau bani, nu vreau nimic, doar să recunoști unde e porumbelul. Da. Atâta. Pentru unii e greu și asta, să știi. Da, pentru știi, unii, după ce că îl primesc gratis și așa mai departe, da. Așa este. După aia, super, mergem în continuare, da? Da.